În online, pe grupurile Miriasa și pe YouTube, circulă zvonurile cum că Gabriela ar fi însărcinată. Ei bine, asta se datorează faptului că Gabriela a postat la începutul acestui weekend mai multe fotografii și videouri făcute în Alba Iulia, unde a fost în vizită la niște prietene, au sărbătorit acolo o zi de naștere și au ieșit în oraș, au vizitat cetatea, au fost în ceva local și a postat mai multe poze și videoclipuri făcute pe acolo. Ei bine, dacă ne uităm cu atenție, se poate observa cu ochiul liber că Gabriela într-adevăr s-a rotunjit mult, Știm că era cu câteva kilograme în plus chiar și atunci când a ieșit din casa mireasa și au mai fost discuții pe tema aceasta pe parcursul emisiunii cum că ar fi posibil să fie însărcinată pentru că se vedea o burtică proeminentă spre finalul competiției. Evident că susținătorii acesteia au negat acest lucru, nu vreau să creadă sau să accepte acest lucru, de altfel la fiecare postare sunt câte 4-5 persoane care o apără în mod constant la orice se spune negativ despre ea sau mă rog, la orice comentează ceilalți urmăritori despre ea. Dar îmi amintesc că în prima lună de după competiție, respectiv în luna ianuarie, Gabriela făcea multe postări pe perioada când era cu Valentin, făcea multe postări de la sala de sport, poze și videoclipuri de asemenea în care era foarte slim. Acum îmi dau seama că acele înregistrări erau mai vechi, cu siguranță de dinainte de a intra în casă Mireasa, pentru că dacă ne uităm acum la pozele acestea care sunt recente, adică de o zi, două, ne dăm seama că nu avea cum să se îngrașe atât de rapid în decurs de o lună, jumate, două. Așadar, e evident că acele erau mult mai vechi înregistrările, iar acestea recente, din păcate, arată cu totul și cu totul altceva. Cu siguranță vor apărea așa cum 4-5 persoane care să comenteze, să spună că nu este adevărat, că știu e mai bine că au trăit ei în casă cu Gabriela și Valentin, dar noi nu comentăm decât ceea ce observăm, ceea ce este vizibil, Așa că sunteți liberi cu toții să vă exprimați opinia atâta timp cât o faceți într-un mod civilizat și fără a jigni pe ceilalți, vă rog.